scandal total în fotbal, Gigi Becali, desfințat subliniere ironizat, e jenant, vom ajunge ca în Grecia. Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a reacționat, vineri, într-o conferință de presă, după ce la sfârșit sublinierei-tul săptămânii trecute a fost atacat dur de Gigi Becali sublinierei Mihai Stoica, financatorul Stelei, spunându-i chiar să plece din car. Eu sunt în România, mă simt bine aici sublinierei, nu am de gând să plec. Cum se, mi spun să plec din car? E jenant. Niciun patron din lume nu vorbește subliniere-te de antrenorul altui club, a spus Petrescu, potrivit Sportro. Petrescu a vorbit sublinierei despre Mihai Stoica, după ce acesta l-a criticat pentru ce a înjurat arbitrii la ultimul meci. E director sportiv de la Steaua care spune ce înjur jucătorii. Îi transmit ce poate i-am înjurat, dar eu nu am dat în niciun jucător, a sublinierea cum a făcut el când a lovit un spectator. Jucătorii pe care eu poate i-am înjurat au ajuns la Naționala României. Eu sunt stelist, am fost în galerie, am fost în echip, am fost capitan, am jucat în Liga Campionilor. Am vorbit mereu la superlativ de Steaua, sunt fanul lor în Europa. Da, era bărbat, me suna pe mine. Nu vorbea în presă. Vom ajunge sublinierei noi ca în Grecia. Acela sublinierei director sportivul înjura pe patronul Stelei când era la Urziceni, a adugat Petrescu. Săptămâna trecut, directorul sportiv al Stelei, Mihai Stoica, a declarat, într-o conferință de presă, ce tehnicianul Dan Petrescu, trimis în tribun la meciul echipei CFR Cluj cu CSM Polia sublinierei, a înjurat arbitrii sublinierei, consider că trebuie luate măsuri împotriva acestuia. Metodele astea au fost brevetate acum mulți ani. Nu mă interesează aceste acuzații, problema este ce unii chiar consider ce, subliniere îi pot permite orice. Petrescu a înjurat de morți arbitrii. Ce înjur pe jucători, e treaba lui. Nu e normal. Totul e o regie. De ce nu îl înjur pe Deac? Pentru ce nu i-ar permite? Am lucrat cu Petrescu. Îl înjura pe Epaminonda pentru ce subliniere tia ce nu îi răspunde. Pe Maftei nu îl înjura, i-a spus ce nu poate juca fotbal, a sublinierea. Eu am fost suspendat o lună ce m-am bucurat excesiv la un gol. Cred că cineva trebuie să ia măsuri împotriva lui. E un fost mare jucător, un antrenor de geniu, dar a sublinierea ceva nu se poate permite. Pe acela sublinierei Petrescu, la meciul tur, nu l-am auzit a sublinierea vehement.
pentru ce punctul de pe Arena Națională l-a luat după o mare eroare de arbitraj. Rămâne de văzut dacă în jurturile cu Morci sunt trecute cu vederea, a spus Mihai Stoica. Tot săptămâna trecut, financatorul Stelei, Gigi Becali, l-a atacat dur pe Dan Petrescu pentru faptul că acesta obi subliniere nu e subliniere te se înjure arbitrii sublinierei pentru ce vrea penalti la fiecare meci. Se ne demelea o parte ce trebuie Dan Petrescu să ia campionatul. Cum adic, nu prime subliniere te Dan Petrescu penalti. Vai, vai, ce nenorocire! Toat cara la pământ. Murim toci. Cum adic, Dan Petrescu se nu ia campionatul. El, care în jur de Morci. I de toate nenorocirile sublinierei de familie pe arbitri. Pe i trebuie să, i dea penaltii, ce altel numai de Morci sublinierei de familie injur pe arbitri. Hai, domne, ce m-am săturat de Dan Petrescu sta? Când a primit două puncte din penaltii. Acum, când nu mai prime subliniere te penalti la mi subliniere to, pe i nu se poate a sublinierea ceva. Ia pleac, me, din car, me, pleac, me, ce nu se poate în România? Ce se întâmplă, me? Se înjuri tu de Morci sublinierei de familie sublinierei să nu fi dat afară? Nu mai vreau să mă enervez, dar când vede mizeria asta sublinierei. Ierăi un când vede om atât de obraznic. Înjur el atât de mult cât înjur. Nu s-a pomenit niciodată sublinierea ceva. Se înjur pe arbitrii cum îi înjur el, cum orice sublinierei. Dacă eram arbitru, îi dădeam 11 penaltiuri împotriva lui, ca să le învce minte să mai înjure de Morci sublinierei de familie. N-a existat arbitru să nu fie înjurat de Morci sublinierei de familie, a declarat Becali, la ProX.